Sunt colecționar. Îmi plac gândurile vechi, uzate, cu zimți roșii, ca o monedă antică. Îmi plac sentimentele vechi, parfumate și tari, ca un vin de rasă. Îmi plac vorbele vechi, sonore, ca o vioară ofilită. Acest citat nu aparține unui poet sau scriitor, ci unui matematician. Unul aparte, atipic, care la vremea lui a avut o popularitate de star rock. La conferințele sale, amfiteatrele erau pline. Se aplauda frenetic și se râdea în hohote, pentru că, pe cât erau de interesante, pe atât erau și de amuzante. Grigore Moisil s-a născut în Tulcea, însă viața lui a fost legată mai mult de Moldova și de București. A început liceul la Vaslui și l-a încheiat la București. S-a înscris la Școala Politehnică și la Facultatea de Matematică a Universității din București, unde a și predat ca profesor universitar titular și a fost șef de catedră de analiză și logică matematică. În 1944 a intuit sovietizarea și s-a înscris în Partidul Comunist. La rândul său, regimul l-a răsplătit. Între 1946 și 1948 a fost trimis ambasador în Turcia. În 1948 era numit academician și șef de secție la Institutul de Matematică proaspăt înființat. A fost o figură publică extrem de îndrăgită, pentru carismă și un simț al umorului special. Din glumă în glumă, din butadă în butadă, Moisil a devenit unul dintre pionierii științei calculatoarelor în România. În 1962 a înființat Centrul de Calcul al Universității din București și a fost membru al mai multor academii și societăți științifice mondiale. Nepoata sa, Zoe Petre, povestea într-un interviu difuzat la TVR că unchiul său, poreclit Grigri în familie, era deosebit de pedant, pisălog și deseori enervant pentru că era obsedat de cele mai mici detalii. Soția sa, Viorica Moisil, a publicat un volum de amintiri în care povestește că el făcea matematică și când era supărat și când era bine dispus. Nu-i plăceau cumpărăturile și nu-i plăcea să se tundă, probabil pentru că suferea de calviție. Se îmbrăca și dezbrăca întotdeauna în aceeași ordine a pusului și scosului hainelor. Îi plăcea să mănânce bine și fuma mult. Un bon viveur în toată regula. Un boem al științelor exacte. Moisil a murit subit în timp ce se afla la Ottawa, la o conferință. În urma sa au rămas o importantă moștenire matematică și nenumărate butade, de care sper să nu uităm până la episodul următor sau cele ce urmează. Am fost Virgil. Pe curând!